Nu putem să tot zicem salut? Da. Aici dăm startul seriei de videouri prea formal. Dăm start acum seriei de videouri. De ce videouri? Videouri despre ce înseamnă să faci un internship în America. Eu și cu Bianca am ales să mai mergem o dată amândoi la Google pentru internship-uri de 3 luni și să vă arătăm ce înseamnă să fii intern acolo, să aflați tot ce facem, inclusiv ce mâncăm, unde mergem la baie, câte ore dormim, cum ne petrecem timpul liber și ce lucrăm acolo. Da, chestii super interesante. Da, pe parcursul seriei o să aflați și lucruri mai tehnice despre cum poți să te pregătești să faci tu un internship, ce probleme se dau la interviu, cum poți să te pregătești pentru problemele de interviu și sperăm la sfârșit niște sfaturi despre cum să te descurci bine la internship. Mi-ați tot auzit pronunțând internship, internship, intern. Acum hai să vedem și ce înseamnă chestia asta, cuvântul ăsta complicat. Da, exact. Eu dacă aș fi văzut videoclipul ăsta pe vremea când nu știam programare, m-aș fi gândit că intern vine de la insider. Cineva care a văzut ce se întâmplă în companie. Secretele ce adevărat, companiei. Da, secretele companiei. De fapt, se referă la un program de training pe care îl faci tu pe perioada facultății și în care mergi la compania aia, lucrezi pe proiectele lor și vezi ce fac angajații companiei și practic înveți super multe chestii. Practic e ca o practică de vară și ca un interviu prelungit care durează timp de 3 luni, timp în care tu lucrezi și aduci o contribuție firmei. Exact. Și în timpul în care ești intern, te și distrezi, adică de obicei mergi într-o țară străină, dacă mergi la o companie mare și poți să te plimbi prin multe locuri în weekend-uri și... Da, am fost de două ori la New York și am văzut o grămadă de chestii faine și de-abia aștept să mă întorc în America să mai vizitez de data asta pe cealaltă coastă și să văd ce e interesant pe acolo, să și muncesc, să și învăț. Acum aproape un an când am pornit WellCode, l-am pornit exact cu scopul ăsta, să-ți arătăm cum poți să înveți programare, cum poți să te dezvolți în industria asta, pentru că, deși e cerere atât de mare, e foarte greu să faci primii pași și e greu să ajungi să ai succes, să fii un programator de top. Să te diferențiezi practic de ceilalți. Mulți care încearcă, puțini care reușesc. Dacă ar fi existat WellCode pe vremea mea, aș fi intrat și aș fi învățat programare de acolo. Așa că intrați și faceți-vă un cont pe wellcode.ro. Am început să învăț informatica în clasa 9. La școală, eu încercam să fiu o elevă de 10, așa că nu m-am axat foarte mult pe o anumită disciplină și în clasa 12 am prins că, uite, îmi place foarte mult informatica și vreau să fac asta mai departe, așa că am început să mă pregătesc pentru interviuri la firme mari, la Google și în anul 1 și în anul 2 de facultate am ajuns să fiu intern la Google. Am început să învăț informatică în clasa 9 și cred că m-am apucat de asta pentru că biologia, chimia și fizica erau foarte grele și era prea mult de învățat pe de rost. Și totuși voiam să am un loc de muncă cât de cât ok. Am avut mare noroc că m-am calificat la națională și după aceea am început să iau meditație, am început să îmi placă foarte mult informatica, am început să îmi placă să rezolv probleme. Am aplicat la Google pentru că are un renume foarte bun, adică toată lumea știe de Google și am aflat că este și mâncare gratis, toate companiile mari de IT sau majoritatea au mâncare gratis, ceea ce e super mișto. Și pentru că vreau să învăț de la oamenii de acolo, pentru că am presupus că sunt oameni foarte buni, ceea ce e adevărat. Sunt oameni foarte buni acolo, de la care poți învăța multe lucruri și da, simțeam că am foarte mult de câștigat din experiența asta. În anul întâi îmi doream mult de tot să fac un internship în afară și am aplicat la Google, Facebook, Microsoft, Twitter, toate companiile din afară care erau cât de cât cunoscute, inclusiv la Yahoo și am picat toate interviurile. Asta m-a motivat foarte mult să mă pregătesc și în anul următor mi-am trecut toate interviurile și am putut să aleg compania la care am vrut să lucrez. Interviurile au fost foarte ușoare în anul 2 pentru că eram foarte pregătit și nu-mi doream să pic din nou interviurile. Chiar și în anul 1 am avut probleme destul de ușoare relativ la cele cu care eram obișnuit de la olimpiadă, însă cred că stresul și presiunea și-au spus cuvântul și din cauza asta nu am avut un rezultat bun. Interviurile nu au fost foarte grele pentru că am pregătit cu multe luni înainte și am aplicat și în anul 1, am aplicat la un program special pentru anul, cei de anul 1
unde nu trebuia să ai neapărat proiecte personale foarte puternice în CV ca să fii acceptat și îți dădeau niște probleme de natură algoritmică pe care să le rezolvi, să explici unui programator soluția ta. Dacă aș avea mâinile libere, aș intra și eu pe Wellcode să programez. Care crezi că e cel mai important lucru pe care l-ai învățat? Ce ți s-a părut cel mai interesant de pe partea tehnică? Deci, sunt atâtea lucruri pe care nu le știam atunci în C++ și pe care probabil încă nu le știu. Și un limbaj de programare e foarte vast și asta e o lecție pe care am învățat-o importantă, că cel mai probabil nu o să știi niciodată totul dintr-un limbaj de programare și tot timpul o să fie decotat pe internet, de întrebat alți oameni care au lucrat cu chestia aia și da, poți doar să crești, dar probabil foarte, foarte, foarte greu ajuns să știi tot. Da, în general e o capcană, mai ales pentru cei care au fost de nota 10 ca și tine. Pentru că ai impresia, și așa te formează școala din România, că ai impresia că trebuie să faci totul perfect, trebuie să știi totul pe de rost. De fapt, nu e așa. Ce e important e să poți să duci proiectul la final. Nu prea contează cum îl duci la final, atâta timp cât codul pe care l-ai scris e bine, cât n-ai enervat pe prea multă lume. Deci, nu trebuie să știi lucruri pe de rost, nu te întreabă nimeni ca la școală, ca da, nu trebuie să știi documentația, este acolo pe internet, poți să o consulți când ai nevoie. Da.